În contextul celor patru tipuri de alegeri electorale care au loc în acest an și ca urmare a unor sesizări cu privire la organizarea de către unele partide a unor competiții sportive în școli, Ministrul Educației a transmis o notă inspectoratelor școlare județene, în care le reamintește directorilor de școală și cadrelor didactice că este interzisă orice activitate cu caracter politic în școli, atât în timpul orelor de curs, cât și în afara lor. Este știut faptul că aproape toți directorii școlilor din România sunt puși pe criterii politice și tot pe criterii politice sunt ocupate și toate funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și casele corpului didactic. Ministerul Educației recunoaște și menține politizarea sistemului de învățământ, însă, prin legea educației, interzice manifestările și propaganda de natură politică în rândul elevilor. Astfel, sunt interzise distribuirea sau existența materiale de propagandă electorală în spațiul unității de învățământ, organizarea de întâlniri cu reprezentanții ai partidelor politice care au drept scop promovarea candidaturii acestora sau a partidelor din care fac parte, implicarea elevilor în timpul programului școlar în orice tip de activitate cu caracter politic, participarea elevilor la concursuri sau competiții sportive, artistice și așa mai departe organizate de formațiuni politice. Se interzice implicarea organizată a elevilor de către personalul unității de învățământ în activități cu caracter politic, chiar dacă acestea se desfășoară în afara orelor de curs și a spațiului școlar. Nerespectarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii, se mai menționează în nota informativă transmisă de Ministerul Educației.